Echipa masculină de polo Steaua București a câștigat la finalul săptămânii trecute titlul de campioană națională la categoria sub 17 ani. Pentru elevii pregătiți de către Alexandru Deacu și Bogdan Bogatu, succesul realizat la Oradea este al doilea al carierei, după cel din 2019. Ce reprezintă pentru tine acest succes? Este rezultatul nostru după un an foarte greu de muncă, având în vedere și condițiile pe care le-am avut cu pandemia, ne-a fost destul de dificil să câștigăm acest trofeu. Care a fost cel mai dificil meci din turneul de la Oradea? Meciul cu Triumf a fost unul dintre cele mai grele meciuri și meciul cu cei de la Crișul Oradea, la fel un meci foarte dificil. Dar am fost foarte bine pregătiți și am reușit să demonstrăm că suntem cei mai buni. Ce au avut Steaua în plus față de celelalte echipe? Pregătirea fizică a fost foarte bună, disciplina în primul rând și motivația sportivilor. Ce jucători s-au remarcat în aceste turnee și pe cine propui pentru echipa mare a Stelei? Îi propun pe toți pentru că de-aia suntem o echipă și mi-a ieșit echipa în evidență, nu un jucător anume. Toată lumea a muncit, este meritul lor, este meritul nostru. În al doilea turneu final, sportivii roșialbaștri au obținut 4 victorii clare, cu Crișul Oradea, Dinamo, Corona Brașov și CSM Târgu Mureș și un egal cu Triumf București. Ești campion național, cum te simți? Mă simt foarte bine. Cel mai important la titlul ăsta e pentru senior, pentru viitor, că am în palmares titlul acesta și sperăm să continuăm la fel. Mă simt superb. A fost un campionat foarte bun și sperăm să fie așa în continuare. Mă simt foarte bine pentru că este o senzație care nu o simți mereu. Am avut un parcurs foarte bun. Campionii sub 17 ani au fost felicitați pentru superbul succes și de către reprezentanții echipei de seniori ai Stelei. Antrenorul Aurelian Georgescu și capitanul Mihai Drăgușin sunt impresionați de calitățile tinerilor poloiști și așteaptă număr cât mai mare la echipa de seniori. Ce impresie v-au lăsat tinerii campioni? Asta înseamnă că lucrăm bine la nivelul copiilor și juniorilor. Avem o bază solidă pentru promovarea tinerilor în prima echipă. Ați remarcat pe cineva din această echipă? Stângaciu Popovici și portarul Buliga și mai am încă vreo 2-3 care i-am chemat pe la antrenamente. Ce făceai tu la vârsta de 16-17 ani? Ce să fac? Practicam polo la vârsta de 16 ani și cred că am și eu câștigat un campionat la Under 17, dar atunci se numea Liceul Emil Racoviță Steaua București. Ce le transmiți tinerilor campioni ai Stelei? Multă baftă în continuare și să continue în același timp.